Salutare și bine v-am regăsit! Eu sunt David și astăzi vorbim despre un set așteptat de foarte mulți fani, însă oarecum surprinzător ales. Este vorba de noua mașină din seria Icons, o serie care are deja o mică istorie în portofoliul Lego și care de-a lungul timpului a scos mașini precum Porsche 911, Ford Mustang sau Land Rover Defender Classic, toate în aceeași scară asemănătoare cu mașina de astăzi. Și astfel vorbim de Lego Icons Lamborghini Countach 5000 4 valvole 10337, un set ce are 1506 piese și replică varianta finală a mașinii cu același nume de final de anii 80. Luând-o de la început, avem câteva noutăți chiar de când deschidem cutia. Aceasta deschizându-se diferi față de ce aveam până acum la Lego. În plus, avem o surpriză și anume cu excepția unei pungi adiționale, pungile numerotate sunt acum din hârtie. Etapa de construcție a fost super fun, fix cu genul de ansamble pe care prima dată nu te prinzi ce faci, însă la final realizezi ce chestie faină ți-a ieșit. Un detaliu care o să fie super apreciat de toți fanii Lego este că în acest set nu regăsim nici măcar un sticker de aplicat și toate elementele sunt printate. Unde avem prizele de aer din față, gurile de aerisire de pe lateral și textele Lamborghini și Countach de pe spatele mașinii, precum și instrumentarul de bord care este și el printat. Și, înainte de a vorbi despre produsul finit, vreau să discutăm un pic și despre mașina reală și ce reprezintă aceasta pentru pasionații de auto. Pe scurt, după cum ne este menționat și în manual, Lamborghini Countach este modelul lansat de către producătorul din Santa Gata Bolognese în anul 1974, modelul Lego luând forma uneia din ultimele variante și anume 5000 4 valvole. Aceasta a fost, este și va rămâne mereu un icon al tuturor generațiilor. Wink, wink. De asta și seria în care se află. Este mașina care în anii 80 se afla pe peretele oricărui adolescent din lume. Este mașina care a inspirat industria auto de atâția ani și este mașina prin care Lamborghini, realist vorbind, a ajuns să fie brandul extravagant pe care îl cunoaștem în ziua de astăzi, din toate punctele de vedere, de la putere la design. Întorcându-ne la setul nostru, totuși, hai să vedem ce ne ascunde modelul finit. La exterior avem o culoare albă menită cumva să accentueze detaliile mașinii. De la gurile de ventilație din față, farurile ce se regăsesc sub aceste piese transparente, celebrele guri de ventilație de pe laterale, parcă venite de la un avion de vânătoare, și până în spatele acesta foarte reconoștibil. Interiorul de asemenea este întocmai ca și originalul, într-o nuanță de vișiniu absolut superbă, cu foarte multe detalii, precum scaunele în stilul anilor 80 și cu bordul acela printat ce imită perfect bordul original. Vorbind și de funcțiile mașinii, aici putem reaminti roțile ce virează și cu volanul de interior ce se mișcă, o chestie deja oarecum tipică pentru mașinile din seria Icons. Mai apoi avem portbagajul frontal ce se deschide printr-un mecanism foarte ingenios, astfel încât atunci când este închis nici nu ai spune că se regăsește acolo. Iar în spate, capota motorului de asemenea se deschide, putând astfel observa celebrul motor V12 care pe mașina reală dezvolta în jur de 440 de cai putere, ceea ce în perioada ei o făcea una din cele mai puternice mașini de stradă legale. Și cum am putea uita de unul din cele mai emblematice lucruri de la această mașină, și anume ușile tip farfecă ce se deschide în sus. Acestea sunt ajutate foarte ingenios de un elastic pentru a reveni la poziția inițială. Pentru un set în această scară, designerii de la Lego au realizat imposibilul și au reușit să redea foarte bine diverse detalii ale mașinii, venind chiar și cu piese noi, cum ar fi jantele, făcute special pentru acest model. Aceștia au reușit de altfel să replice forma clasică a mașinii, cu botul extraordinar de ascuțit, cu spatele lat și stopurile deja iconice. Pentru mine, acest set este o adiție foarte faină în seria Icons, potrivindu-se de minune cu setul Porsche 911 de acum câțiva ani, lângă care o să și stea de altfel perfect. Setul Lego Lamborghini Countach 10337 îl găsiți în magazinele certificate Lego din toată țara și de asemenea online pe brickdepot.ro. Eu am fost David, acesta a fost review setului ce reprezintă un adevărat icon în lumea automobilistică și pot doar să vă urez o zi faină și spor la construit!